este o campanie, este doar un mesaj al unui act artist. Ceea ce facem noi aici este artă, artă naivă socială. Mesajul este pistă ilegală și demonstrăm că este ilegală. Bicicliștii o cedează pietonilor, pentru că prin codul rutier spune în momentul în care o bucată de drum a fost atribuită vehiculelor, iar bicicleta este un vehicul, ea nu mai este trotuar, se numește parte carosabilă. Practic, ei au mărit partea carosabilă încălcându-se dreptul pietonilor de a circula pe ceea ce era în trecut un trotuar aici. Și de zi acesta aici? Da, de ani de zile. Și când s-a făcut banda aceasta, noi am zis, și pe unde trecem noi acum? Ce cu ele? Desene cu cretă. Păi și aici? Și aici, da. Păi de ce? Aveți aprobare cumva să deserați? Aprobare de unde? La primăria municipiului De ce este camera? De ce este camera? Trebuie să vedem. La primăria municipiului București, da? De cine, de la cine ne trebuie? De la primăria municipiului București. Să desenăm cu creta pe trotuar? Orice însemn, dacă vreți să faceți pe domnul creta, trebuie să luați la primăria municipiului București. Un copil de patron este acela, dumneavoastră sunteți într-un grup, da? Nu, nu sunt în grup. Nu sunt în grup. Nu, eu am desenat. Documente de identitate ale dumneavoastră. Le-am dat colegului. Toți. Toți, da? De ce toți? Uite și trec pe aici. Cine a dat cu cretă? Eu filmez el. Cine a desenat? Spuneți. Vă rog frumos să treceți puțin mai departe. Da, da, da. Vă rugăm restul care... Duceți-vă la următorul punct de întâlnire. Eu am desenat, eu rămân aici. Bun, haideți. De ce credeți că e pisă ilegală sau nu înțeleg? Păi, pentru că nu se respectă legea. Domnule, avem un proces. Poliția, nu, poliția a constatat asta, nu mai e nevoie. O constatare făcută de poliția rutieră ca organ de constatare. Așa. Și reglementare. Așa. Că aceste piste nu corespund standardului. Unde este ruleta să demonstrăm reglementat și legiferat în România? Noi culegem niște probe, da, pentru că avem un proces în instanță cu administrația străzilor. Bun. Ați înțeles? Așa, unde bun. Sunt da, da, situații spun, de nu, genul? Haideți să nu ne pierdem în explicație. Spuneți-mi, dați amendă, ne rețineți, spuneți ce vreți că ne grăbim. Nu trebuie șterse, dacă nu vă duc. Nu, noi nu șterse. Nu? Nu. Dar cum le ștergeți, hai să îndepun. Bine, mai vă rog frumos să vă recomandați odată să ne arătați... Butonier Toma Mihai, sunt în serviciu. Am legitimat. Am de butonier Toma Mihai. Ca să se vadă și reacția autorităților la acte de civilism. Păi, cât mai durează? Că dacă durează mult... Mă rog, frumos, am ok, bine, bine. Hai. O cedează pericol public. Pericol public, zic. Bună ziua, ajutam șef Negoi, sunt Jandarmeria București. Poftim? Ajutam șef Negoi, sunt. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Dar ce vrea să spun? Domnul ne-a luat buletinele. Nu mai vrea să facem nimic. De ce spuneți dumneavoastră că este ilegală pista asta? Pentru că este legală. Poftim? Este ilegală. Din punctul dumneavoastră de vedere, nu, de nu, din punctul de vedere al legii, al autorității, altor autorități. Din punctul de vedere al poliției rutiere. Nu autoritate probabil, da? Nu, nu, nu. Dânsul voi este un șeful pieton care vrea să afle. Bine, asta este șeful pieton, da? Uitați statul după care trebuia să fie pista. Uitați-vă acolo. Acolo se iese din guvern. Este 1.5 metri. Uitați-vă pe unde merge pietonul ăla. E obligat să meargă pe pista. El n-are voie să meargă pe pista. În momentul în care bicicliștii vin pe aici, îl lovesc și se accidentează și legea, poliția a constatat, pista este ilegală. Noi vrem doar să respecte, să desfințeze. E simplu. La Cârciumă de la mine, pui, scrii. De ce faci, mă? Ia drept, mă, ăsta de aici, de drept, de drept.
Știi că n-ai voie să pui mâna pe mine, nu? Bă, jură-te, nebunule! Și ăla e spațiu public, nu e spațiu privat. Știai? Băi, nu mai scrie, bă, aici! Cheamă poliția, te rog! Bine face că vă omoară. Am vrut doar să demonstreze că e persoana lui. De asta suntem noi aici, să-i tragem de mâine. Da, foarte bine, adică deocamdată e atenționat, cum s-ar zice. Asta e atenționare așa, drăguță, formă artistică, dar facem și plângeri legale. Dacă nu se ia parcursul în timp, atunci procedați. Da, ai perfect de dreptate. Foarte mult. Are dreptul să cipi. Corect. De-aia sunt fabricate aceste biciclete, ca omul să lea să poată cipi.